Bună seara, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou interviu. Un interviu în care ne-am propus să discutăm despre educație. Din ce în ce mai des ne-am propus să discutăm despre educație, pentru că este critică, spun eu, în dezvoltarea noastră personală și spirituală și nu numai, în viață. Așadar, după discuția cu domnul Florian Colceag, mi-am propus să o am alături pe prietena, că noi ne cunoaștem deja de ceva timp, Otilia Todor. Te salut, Otilia, cum ești? Bine, bine, bună seara, bună seara, Alexandra, bună seara vouă tuturor. Într-adevăr, trebuie să recunosc că noi ne-am cunoscut, avem un prieten comun și anume Anatol Basarab. Ne cunoaștem, cred că, cel puțin 5 ani undeva sunt, cam de atâta timp Cam îl cunosc așa. pe Anatol, cam așa. Otilia este brașoveancă, nu? De fel, sau cel puțin Absolut. așa știu. Și este și decan al Facultății Spiru Hared din Brașov, din ce Facultății de știu. Psihologie, da. Deci va fi mai mult decât interesant să discutăm în această seară, pentru că avem de-a face cu partea aceasta de educație și cu cineva care poate să ne ajute să descoperim noi tehnici, pentru că asta căutăm noi aici, Otilia, ne-am propus, alături de părinți și nu numai, să descoperim metode în care putem să educăm copiii noștri și, bineînțeles, să ne educăm și pe noi, pentru că știm bine că educația pleacă de la noi pentru a fi văzută și la copiii noștri. Dar înainte de a începe să vorbim despre tematica de astăzi, o întrebare clasică la mine, în interviuri cel puțin. Cine este Otilia Todor? Oh, este un om, este o mamă, o soție, un profesor. Sunt brașoveancă, așa cum ai spus, sunt născut aici la Brașov. Sunt profesor la Facultatea de Psihologie a Universității Spiru Hared, decan pentru probabil următorii 2 ani și un om pasionat de psihologie, de educație. Ce să spun, Alexandra? Iubesc copiii, îmi plac oamenii, trăiesc împreună cu ei și pentru ei. De fiecare dată descoper cât de mult mai am de învățat, cât de departe sunt de obiectivul pe care îl am, dar tot ceea ce îmi propun este să devin în fiecare zi o variantă mai bună a mea. Este o provocare foarte mare invitația ta pentru mine. Este o mare bucurie că pot să-ți vorbesc despre ceea ce fac și pot să împărtășesc cu părinții și cu cei care ne urmăresc, dar foarte mare pentru că m-ai invitat după profesorul Colceag și îți dai seama că diferența între No profesorul pressure. Colceag, exact, și noi învățăcei este foarte mare. Sper să nu se simtă asta în acest interviu, această mare diferență și tocmai respectul pe care îl port și cunoașterea pe care a dobândit-o mă face să simt eu personal o provocare mare. Am înțeles. Din ce știu de la el și nu numai, și din ce am văzut din activitatea ta, chiar dacă nu am ținut poate legătura foarte strânsă, urmăresc tot timpul când postez câte ceva și nu am avut cum să nu văd cursurile pe care le promovezi și metoda Feuerstein, din ce am înțeles. Sper că pronunț bine, am exersat înainte, Foarte recunosc. bine, foarte bine ai pronunțat, foarte bine. Și atunci, ca să intrăm încet, încet în tematică, de asemenea invit pe cei care ne ascultă să ne adreseze întrebări pe parcurs pentru a afla cât mai multe despre această metodă de educație, pentru că este o metodă, un instrument sau sunt mai multe instrumente din ce am înțeles de la tine. Este o metodă cu mai multe instrumente. Corect, uite, foarte bine punctat. Și atunci așteptăm întrebările lor. Eu din când în când o să mă uit, deci dacă vedeți că mă uit cumva în gol, să știți că mă uit după întrebările voastre să-i le citesc Otiliei să răspundem la ele. Și atunci vine întrebarea. Ce este metoda Feuerstein? Până când să-ți răspund la întrebarea ce este metoda Feuerstein, poate ai vrea să spun cine este Rowan Feuerstein. E, uite, da! Chiar da, că eu am rămas surprins, am aflat, recunosc de curând, că este român. Eu mă așteptam să fie neamț, sau cel puțin da, așa îmi spunea aminte mea. Da, este român. S-a născut în România, la Botoșani. A trăit acolo o perioadă de vreme, după care s-a stabilit în București. A fost învățător, profesor în București, iar cu puțin înainte de cel de-al doilea război mondial a părăsit România și s-a stabilit în Palestina, Israelul de astăzi. După o perioadă de vreme s-a reîntors în Europa și a urmat Facultatea de Psihologie la Geneva.
a fost elevul profesorului Jean Piaget, marelui profesor Jean Piaget, cel care a pus bazele psihologiei învățării și stadiilor dezvoltării umane, care sunt de mare actualitate și în zilele noastre. Și în tot demersul său, profesorul Rowan Feuerstein a fost preocupat de dezvoltarea inteligenței, de învățare, de educația copiilor și în mod special a copiilor proveniți din medii dezavantajate, a copiilor proveniți din medii defavorizate. Învățării. Pot să spun că a urmat doctoratul la Sorbona și imediat după doctorat a început să studieze inteligența umană, cogniția, împreună cu o echipă foarte mare de specialiști. A început să construiască instrumente cu ajutorul cărora să-i ajute pe copii să învețe. M-am gândit foarte mult la tine atunci când am stabilit numele acestui eveniment, când tu mi-ai spus, Otilia, dacă spunem învață cum să înveți, ne repetăm. Să știi, Alexandra, că mi-am dorit foarte mult să îți explic, atunci n-am avut timp. Această metodă, asta face, ne învață cum să învățăm. Pentru că noi nu știm asta, nu ne naștem cu această abilitate. Avem nevoie de îndrumare, de adulți, care pot fi părinții, pot fi frații mai mari, învățătorii ulterior și profesorii noștri, care pe tot parcursul ne îndrumă, ne însoțesc și ne învață cum să învățăm. Ok, deci învățăm să învățăm până la urmă. Absolut. Învățăm să învățăm pentru a ne dezvolta inteligența. Și inteligența aceasta, care este extrem de discutată, este o aptitudine a ființei umane care se dezvoltă pe tot parcursul vieții. Și ai spus foarte corect că, de fapt, învățăm și noi, părinții și adulții, deși scopul nostru și ținta noastră este să-i însoțim pe copii și să-i ajutăm pe ei să se dezvolte. Dar nu o vom putea face niciodată dacă noi nu suntem flexibili și nu suntem preocupați de educația noastră și de dezvoltarea noastră pe tot parcursul vieții. Da, așa e. Până la urmă suntem model pentru copii și atunci necesită să vadă că noi suntem cei care în continuare, chiar ca și adulți, învățăm. Da, suntem model și mai mult decât modele, lăsăm amprenta credințelor noastre, tiparelor noastre, schemelor noastre cognitive asupra copiilor. Îi marcăm și îi conducem pe ei în descoperirea vieții în funcție de limitările sau nu, ale limitările și credințele pe care noi le avem. Și nu întotdeauna credințele noastre și schemele noastre cognitive sunt cele mai bune. Și pentru a ieși din acele tipare și din acele limitări, avem nevoie să ne descoperim și să ne descătușăm cumva, indiferent de vârsta pe care o avem. Ok. Și atunci metoda Feuerstein, sper că acum pronunț bine, cu Foarte ce bine, ai vine? pronunțat de Cu ce, fiecare dată. da? Super. Cu ce vine nou? Metoda Feuerstein este nouă pentru mulți dintre noi, deși ea este veche. Profesorul Feuerstein a dezvoltat, imediat după cel de-al doilea război mondial, teoria învățării pe care Jean Piaget ne-a pus-o la dispoziție și a arătat rolul adultului în procesul de învățare. El ne-a arătat cum mediul înconjurător este perceput de copii și de ființa umană mult mai eficient, corect și clar atunci când este îndrumat și coordonat de cineva din exterior. În prima parte, și a demonstrat teoria învățării mediate, așa se găsește în literatura de specialitate. Pentru a reușit să dăm calitate învățării și când vorbim de învățare în această seară, noi vorbim de fapt despre dezvoltare, despre învățarea umană, nu învățarea unui anumit conținut. Deci capacitatea individului de a se adapta la realitățile schimbătoare ale vieții. Capacitatea individului de a putea înțelege mediul înconjurător. Și
Asta include atât învățarea școlară, cât și pe cea socială, cât și pe cea emoțională și cea relațională. Deci, de fapt, inteligența umană, cu tot ce implică ea, cu tot ce include ea. Cu Dacă complexitatea ei, dacă putem să cu spunem așa, toată. pentru că când vorbim de om, vorbim de o latură destul de complexă. Absolut. Noi știm că ne culegem informația din mediu folosindu-ne de cei cinci analizatori. Dar modul în care noi o înțelegem, o interpretăm, o prelucrăm, îi dăm o altă formă, putem să o folosim și în alte contexte și situații de viață, depinde de mecanismele cognitive care există în creierul fiecarei persoane. Dacă pot să spun așa, sunt niște instrumente ale minții umane cu ajutorul cărora noi prelucrăm această informație și putem să tragem o învățătură din ea, putem să o înțelegem, să o asimilăm, să o integrăm și să o folosim pe tot parcursul vieții noastre. Profesorul Feuerstein ne-a oferit și a demonstrat valoarea mediatorului, a adultului, a învățătorului și ne-a oferit instrumente prin care putem antrena aceste funcții cognitive și putem îndruma, însoți ființa umană în procesul său de învățare. Noi, absolut toți oamenii, ne naștem cu aceste funcții cognitive. Ele nu se văd, nu se pot măsura, dar stau la baza operațiilor mentale. Deci tot ceea ce noi ne reprezentăm mental, ne imaginăm, putem să anticipăm evenimente, putem să rezolvăm anumite probleme în minte, cum spunem noi. Absolut toate aceste acțiuni au la bază funcțiile cognitive, care se antrenează, se dezvoltă prin interacțiunea omului cu lumea și în situația noastră, prin lucru cu instrumentele pe care profesorul Feuerstein le-a creat. Și atunci întrebarea vine intuitiv, care sunt aceste metode sau instrumente? Sunt 24 de caiete, 24 de instrumente. Ele se lucrează sau se pot folosi cu copii începând de la vârsta de 4 ani jumate, 5 ani și până la sfârșitul vieții, indiferent de vârsta pe care o avem. Cu copiii mari, ca să spun Și așa. cu copiii mari. Primii care beneficiază de efectul medierii, să știi că sunt adulții, sunt profesorii. Atunci când am început să învăț, să lucrez cu aceste instrumente, în prima fază am fost tristă și preocupată pentru că aveam sentimentul că am foarte mari sincope în structura mea cognitivă și în modul în care înțelegeam lucrurile, în modul în care transmiteam informația. Ulterior m-am liniștit și am realizat că nu e atât de dramatică situația, dar de la un moment la altul mi-am dezvoltat flexibilitatea. De fapt, este vorba despre plasticitatea creierului. Dacă depunem efort, realizăm lucruri noi, suntem preocupați să interacționăm cu oamenii, cu sarcini noi, cu domenii noi, ne vom dezvolta flexibilitatea și plasticitatea creierului și a neuronilor. Dacă nu facem nimic, rigiditatea se va instala de la sine. Și înainte de a merge și a descoperi poate ne destăinuie aceste instrumente, pe scurt, bineînțeles, cum ai ajuns să găsești această metodă? Cum ai ajuns să promovezi? Pentru că știu că ești singura din România, dacă nu mă înșel, care promovează și a înființat o asociație, o fundație, dacă Da, o un centru asociație de și ulterior dezvoltare. o asociație și ulterior Centrul Internațional Feuerstein. În anul 2006 lucram la universitate, eram laborant și asistent, încă nu eram asistent titular, eram asistenta unui profesor de la Sibiu, profesorul Daniel Mara, un om extraordinar, un dascăl desăvârșit și preocupat de cunoaștere, de la care am învățat extrem de multe și care mi-a schimbat indirect viața prin invitația pe care mi-a adus-o să particip la formare în această metodă.
Am acceptat provocarea domniei sale deoarece eu eram novice, atunci îmi începeam cariera mea ca psiholog și am participat la un curs susținut la Sibiu de un formator din Italia. Metoda Feuerstein era deja folosită în Italia în foarte multe centre, cred că au peste 30 de centre Feuerstein în Italia și atunci am cunoscut instrumentele. Mi s-a potrivit foarte mult, sau mi s-au potrivit foarte mult personalității și temperamentului meu, deoarece erau niște instrumente concrete de lucru. La acea vreme nu înțelegeam atât de mult psihoterapia, nu că nu o înțelegeam, ci nu mă vedeam făcând eu psihoterapie. Probabil eram într-un moment al vieții în care aveam nevoie eu, la rândul meu, de multă cunoaștere și mai aveam nevoie să mă dezvolt. Iar atunci când am cunoscut instrumentele acestea, am spus, metoda asta, cred că pot să o lucrez și simt că pot să fac ce, să duc către copii aceste instrumente, pentru că foarte multe persoane mă tot întrebau, Doamnă, sunteți psiholog? Copilul meu are un deficit de concentrare a atenției. Copilul meu nu stă concentrat. Copilul meu nu vorbește corect. Copilul meu nu se exprimă în propoziții. Nu este atent. Nu înțelege atunci când citesc un text sau o problemă ce îi se cere. Nu înțelege sarcina de lucru. Deși erau copii absolut normali, copii tipici, copii obișnuiți. Ulterior a apărut acest concept foarte des vehiculat de analfabetism funcțional la adulți și la persoanele mai mari și tot în acea perioadă foarte des se vorbea despre ADHD. Și am realizat că cu aceste instrumente eu de fapt pot antrena funcțiile creierului și pot structura gândirea, pot dezvolta limbajul și pot să-i ajut pe copiii cu care lucrez și cu care îmi doream la vremea aceea să lucrez, să fie o variantă mai bună a lor. Ce m-a marcat foarte tare a fost faptul că profesorul Feuerstein trăia și că era român. Nu pot să-ți explic rațional ce s-a întâmplat, dar cu toată ființa mea, când i-am văzut fotografia, am avut sentimentul că este Moș Crăciun, că este un sfânt. Am spus, îmi doresc să-l cunosc și aș vrea să fac ceva, să aduc metoda aceasta acasă. Atunci mi se spunea că în România nu există metoda. După mai mulți ani de zile am aflat că, de fapt, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și la București au existat niște profesori care au făcut formare înaintea mea, dar care au folosit-o doar pentru cercetare sau în universitate și nu au fost preocupați, nu au avut disponibilitatea să facă, să se preocupe ca să o implementeze în rândul profesorilor și a psihologilor. Dar eu din anul 2006 asta am făcut în fiecare moment, am vorbit numai despre Feuerstein, despre metoda lui, le-am vorbit studenților, le-am vorbit psihologilor și pot să spun acum, să-l citesc pe fiul profesorului Feuerstein, care anul trecut când am reușit și am îndeplinit toate condițiile pentru ca să fim Centrul Internațional Feuerstein în România, el a spus, Otilia a închis un cerc al istoriei. Metoda s-a întors acolo de unde a plecat. Și simt din tot sufletul că am făcut cu adevărat ceva pentru copiii și pentru profesorii și învățătorii acestei țări, pentru că deja sunt peste 500 de oameni care au făcut formare în metoda Feuerstein și care Wow! folosesc în școlile lor instrumentele de îmbogățire instrumentală, pentru că ele așa se cunosc în literatura de specialitate, programul de îmbogățire instrumentală. Super! Și practic cu aceste instrumente putem lucra cu orice copil implicit adult. Absolut, absolut. Înțeleg. O să-ți povestesc puțin despre ele. Te rog. V-am spus că Feuerstein a fost extrem de preocupat de dezvoltarea inteligenței. De ce? Cum au luat naștere aceste instrumente? După doctorat, lucra în Franța la o asociație care se ocupa de copii emigranți africani, evrei, îi evaluau psihologic și medical, iar ulterior îi duceau în Israel. Și profesorul conducea echipa care testa psihologic
cognitiv, în mod special, acești copii. Și au observat că, în urma testelor psihologice pe care le aplicau, copiii aveau o deficiență mentală. Deci, coeficientul de inteligență era un coeficient de inteligență sub medie. Și asta la un procent foarte mare, la un număr foarte mare de copii, la majoritatea copiilor. Și a spus, domnule, nu se poate ca toți copiii aceștia, pentru că aici apare diferența între platformele de testare online și rolul psihologului. În interacțiunea pe care o ai cu clientul tău, cu cel cu care lucrezi, tu poți să observi foarte multe lucruri, nu doar rezultatul static la test, așa cum suntem obișnuiți. A spus, domnule, copiii ăștia înțeleg ce le spun. Copiii aceștia nu dau mie semnale că ar avea deficiență într-un număr atât de mare. Aici problema o pun instrumentele cu care noi evaluăm inteligența. Problema o pune instrumentul cu care noi testăm inteligența. Și ce au făcut, Alexandra? A început să facă mediere. Ce înseamnă, de fapt, mediere? Înseamnă coordonare. Adresezi întrebări astfel încât, prin răspunsul pe care copilul ți-l oferă sau și-l oferă la întrebarea ta, el reușește să facă legături între informația pe care o conține și să dea un sens informației noi. Deci informația nouă este legată de ceea ce cunoaște și primește o semnificație. Astfel, după ce a început să lucreze în ședințe de mediere cu ei, și-a dat seama că, de fapt, copiii obțineau rezultate scăzute la test pentru că ei nu cunoșteau noțiunea de un drept. Ei erau trăiți în satele africane, în natură, unde nu exista unghiul drept. Și categoric răspunsul lor la testul Revan, pentru că cu siguranță tu știi, ești psiholog și știi despre ce vorbesc și mulți dintre ascultătorii noștri probabil știu despre ce vorbesc, arată ca un puzzle cu foarte multe imagini, dintr-un covoraj lipsește o părticică, dar sunt foarte multe forme cu unghiuri drepte. După ce am introdus noțiunile și conceptele de unghi drept și copiii au înțeles ce se dorește de la ei, răspunsul la teste a fost unul foarte bun sau mult mai bun decât inițial. Așa a luat naștere, de fapt, metoda de evaluare dinamică a potențialului de învățare. Ce înseamnă dinamic? Profesorul Feuerstein ne spunea: ne interesează să ajutăm să îndrumăm copilul ca mâine să facă singur ceea ce astăzi a făcut împreună cu tine. Ne interesează progresul copilului în raport cu el și nu raportarea copilului la un etalon de cifre. Vreau să spun că am avut o experiență și am vrut să pregătesc un filmuleț și nu am reușit. O experiență absolut extraordinară în luna februarie, când am avut în România directoarea Institutului din Israel, trainer în această metodă de evaluare dinamică, repet, a ta în raport cu tine. Când o fetiță a fost evaluată static, i s-a pus în față o imagine, i s-a cerut să o copieze și apoi să o reproducă. Era vorba despre figura complexă a lui Ray. Prima reproducere, Alexandra, a fost atât de sărăcăcioasă, cu foarte puține detalii. Am avut sentimentul că acea fetiță are o deficiență mentală. Am fost extrem de afectată, deoarece era nepoțica mea pe care o adusesem acolo, pentru că o cunoșteam și ne oferea un exercițiu nou celor care învățam să lucrăm cu acele instrumente. Și am fost aproape în stare de panică, după care, după o oră de mediere, rezultatul a fost absolut spectaculos și mi-am dat seama cât de important este să-l conduci pe copil în actul învățării, să-l înveți cum să învețe, să-i arăți de unde trebuie să înceapă, prin întrebări să facă legătura, să observe ansamblu, să pornească de la exterior la interior, să-și fixeze datele, să înțeleagă pașii. De aceea se și numește programul de îmbogățire instrumentală. Noi îmbogățim, dezvoltăm instrumentele minții pentru ca atunci când intuiția nu te ajută și când rezolvarea nu-ți mai sare în ochi, neacademic spus, așa cum vorbim noi, mi-a picat fisa, am văzut despre ce-i vorba. Atunci când nu găsești soluția la prima vedere, tu să stăpânești procesul de învățare, tu să știi care sunt pașii și etapele
pe care trebuie să-i urmezi în demersul tău, cu ce trebuie să începi, cum să-ți structurezi conținutul, ce ți se cere, ce ți se dă, cum poți să faci asta. Deci învățarea este un proces extrem de amplu. Și indiferent că noi vorbim despre o problemă de matematică, rezumatul sau eseul de la limba română, că vorbim despre pregătirea vacanței, pregătirea, ce știu eu, stabilirea unui obiectiv, unui target privind cariera ta, etapele sunt aceleași absolut. Culegerea datelor, stabilirea obiectivelor și a ipotezelor, găsirea strategiei de lucru, verificarea strategiei și abia apoi pornim la lucru. Și acestea sunt etapele pe care noi le aplicăm sau le atingem în fiecare oră de mediere, folosindu-ne în mod specific de fișele de lucru ale profesorului Feuerstein. Ok, deci sunt niște fișe concrete pe care le urmăriți în funcție de aceste etape pentru pentru stabilirea obiectivelor și, bineînțeles, într-un final, atingerea lor. Fișele, ce a făcut Feuerstein spectaculos, ca să vă dau puțin de înțeles, el, în momentul în care a obținut rezultatele acelea modificate într-un timp scurt la testele de inteligență cu copii africani, a început să studieze cogniția umană și a împărțit întreg procesul de gândire în trei faze. Faza de input, momentul în care noi culegem datele din mediul minte. Deci primul moment în care înțelegem ce ni se dă. Am primit o fișă de lucru, am primit o problemă, am primit o sarcină de la șeful nostru. Mi-am stabilit eu un obiectiv. Deci momentul în care am stabilit prima problemă pe care urmează să o rezolv. Apoi faza de elaborare. Momentul în care informația sau targetul pe care l-am, obiectivul pe care l-am sau mesajul care mi-a venit din minte, îl leg de cunoștințele mele. Procesez, caut strategii să-mi rezolv sarcina, mă gândesc ce am și ce mai am nevoie ca să-mi ating obiectivul. Deci tot procesul de gândire, toată elaborarea care este necesară pentru a ajunge la un rezultat sau la o concluzie. Și cea de-a treia fază, faza de output, momentul în care am ajuns la răspuns și îl transmit, îl exprim, îl comunic. Pentru fiecare fază a acestui proces de gândire, a denumit funcțiile creierului care sunt responsabile și specifice acelei faze și responsabile pentru transmiterea informației de la o etapă la alta. Care sunt funcțiile creierului care sunt responsabile în momentul în care culeg datele din mediul minte? Percepția clară, căutarea sistematică, vocabularul. O persoană, limbajul. Dacă un copil nu înțelege limbajul, el niciodată nu va ajunge la un rezultat corect decât doar accidental sau întâmplător, dar nu pentru că el stăpânește procesul. Orientarea spațială. Orientarea spațială în mediu, dar orientarea spațială nu este doar într-o încăpere. Este cunoașterea și a schemei, proprii scheme de corporale. Orientarea mea față de lume și așa mai departe. Apoi, în faza de elaborare, selectarea informațiilor relevante de cele irelevante este o funcție cognitivă. Este banal ce spun, dar dacă facem un transfer în viața noastră reală, gândiți-vă cât de greu ne este, cât de mult ne complicăm viața pentru lucruri care nu sunt relevante pentru noi, pentru lucruri care nu sunt relevante pentru viața noastră, pentru obiectivul nostru. Da, ne încurcăm de multe ori în anumite detalii care nu ne ajută cu nimic și Și contează nu doar să ne fie încurcăm, relevantul. ne consumăm energia, Cu ne consumăm siguranță. timpul pentru lucruri care nu ne ajută cu nimic și ne conduc către nicăieri. Sunt mai multe funcții cognitive în fiecare fază a procesului de gândire, dar toate sunt extrem de relevante și sunt prelucrate prin aceste instrumente. Sunt dezvoltate și optimizate la copiii tipici. Acolo vorbim despre metacognitiv, adică ei devin cumva stăpânii procesului de învățare, dar și la copiii cu anumite deficiențe sau persoanele cu anumite deficiențe,
sunt extrem de valoroase pentru că stimulează și dezvoltă, îmbunătățește calitatea funcției cognitive. Înțeleg că se poate lucra și cu copiii cu nevoi speciale, putem În mod folosi această special, metodă. da. Super. Asta este foarte important de știut. Deci toate instrumentele acestea, 24, au cumva denumirea acestor funcții cognitive și stimulează aceste funcții cognitive, deci dezvoltă neuroplasticitatea creierului, contribuie foarte mult la dezvoltarea unor structuri neuronale noi și schimbă sau formează scheme cognitive noi. Din punct de vedere al educației, așa cum v-am spus, conduce copilul, adultul, să devină conștient asupra procesului, etapelor pe care trebuie să le parcurgă atunci când își propune un obiectiv nou sau atunci când are o problemă de rezolvat. Acum, imaginează-ți că, de fapt, întreg sistemul de învățământ face asta. Eu nu pot să-ți spun că doar instrumentele profesorului Feuerstein. La teza mea de doctorat, chiar atunci când am considerat că s-a terminat experimentul meu după un an jumate, profesorul meu, coordonator, un om extraordinar, profesorul Grigore Nicola, specialist în învățare și chiar a avut un rol foarte important în demersul clubului de la Roma. Știu că a fost atunci o campanie foarte mare în care încercau să alfabetizeze adulții. A fost fascinat de metoda Feuerstein și îi părea rău că nu au știut despre acest instrument, că i-ar fi ajutat foarte mult în acel demers care a fost în realitate un eșec. Îmi spunea: Otilia, n-ai terminat. Și am spus: domn profesor, cum n-am terminat? Am avut eșantion și am folosit instrumentele un an jumate în lucru cu copiii tipici, copiii noștri din școala de masă. Dar am avut un alt eșantion, deci au fost două grupuri, și cu copii cu deficiență mentală de limită. Și eram fascinată. Au înregistrat toți foarte multe modificări în funcțiile lor cognitive. Am arătat, de fapt, valoarea acestui instrument în dezvoltarea mentală a tuturor categoriilor de copii. Și îmi spune: n-ai terminat. Cum n-am terminat? După 2 ani jumate de studiu. No, păi zice, ce mi-ai spus tu aici este ca și cum mi-ai spune că învățământul nostru nu-i bun de nimic și numai ăștia care fac Feuerstein se dezvoltă. Domn profesor, eu n-am spus asta. Aici trebuie să mai faci un calcul statistic și să arăți că, de fapt, cei care au participat la îmbogățirea instrumentală, să măsori, să verifici dacă cei care au participat la orele de îmbogățire instrumentală au fost semnificativ mai buni sau valorile lor sunt semnificativ mai bune decât ale celorlalți. Pentru că și în grupul de control și în grupul experimental, toată lumea a evoluat și era normal să fie așa. Asta am vrut să-ți spun, de fapt, că și părinții noștri, și bunicii, și frații fac mediere. Toți copiii noștri, indiferent că o numesc așa sau nu, beneficiază pe parcursul vieții lor și noi, adulții, la un moment dat, de niște mediatori, de niște oameni care ne îndrumă, care ne adresează niște întrebări, care ne ajută să ne recentrăm, să ne recalibrăm, să găsim răspunsuri, semnificații diferite la întâmplări din viața noastră. Deci nu doar metoda Feuerstein. Apropo de întrebări, eu le consider un instrument foarte valoros în a învăța să gândești. Apropo de cogniție și de schemele cognitive, foarte Da. important pentru părinții care ne ascultă și nu numai profesorii, tot timpul să stimuleze printr-o întrebare. Chiar dacă copilul vine cu o întrebare, poate chiar să-i întorci întrebarea înapoi, să o gândească și el. Nu neapărat că nu-l ajut, nu-l îndrum, nu mediez, cum ai spus și tu de altfel, calea spre găsirea unui răspuns, dar de ce să nu înceapă până a gândi el și să nu învățăm să primească rețete? Ok, pun o întrebare, primesc un răspuns, pentru că asta ulterior, ca viitor adult, se perpetuează și, știi, aștept altul, eu vin cu întrebare, altul îmi dă răspunsul și devin un foarte bun ce? Ascultător, un om care poate fi manipulat ușor, asta este adevărul. Da, devin dependent de altcineva, de cineva din Corect. exterior. De fapt, știi, cum Feuerstein ne spune așa, un mediator bun îi spune copilului, atunci când îi este adresată o întrebare: copile, răspunsul este în tine. Eu sunt aici ca să te ajut să găsești calea către el. Super! Recomanda că atunci când suntem întrebați și ni se cere soluția, că de fapt copiii vin către noi atunci când se află într-o situație de disconfort sau de blocaj.
să ai puterea și să-i spui, lasă-mă un moment să mă gândesc. Tu cum vezi asta? Tu cum ai face asta? Întâi Corect. întreabă pe el și numai după ce primești răspunsul de la el, vino și tu cu varianta ta. Corect. Da. Deci, E esențial de înțeles acest lucru de către părinți, că foarte mulți mă întreabă de-a lungul timpului, ok, cum putem să ne educăm copiii? Adresați-le întrebări. întrebați-i permanent de ce faci asta. Deci, te-ai gândit, ai cântărit, ce crezi? La ce așteptări ai? Ce te aștepți să ți se întâmple dacă faci demersul ăsta? Cum crezi că ajungi la obiectivul pe care ți l-ai propus? Dar pentru început, e atât de simplu. E un lucru cu copiii mei care vin și foarte des îmi spun, nu găsesc soluția, Oti, nu știu să fac. Eu îi întreb, dar ce cauți? Prin simpla întrebare și invitația de a se întoarce înapoi la cerință, de a-și edifica în mintea lui. Care este obiectivul? Ce caută de fapt? Că este rezolvarea unei probleme, că este o figură geometrică, el de fapt se recentrează, își redefinește ceea ce dorește și reușește din nou să stabilească pașii și procesul. Deci doar dacă îl întreb ce cauți, el îmi zice, a, gata, am găsit. La început, primul instrument se numește organizarea punctelor. El are scopul de a dezvolta foarte mult percepția clară. Dacă noi nu învățăm să culegem datele foarte sistematic, să fim atenți la toate detaliile, foarte ușor putem fi manipulați, indiferent de vârsta pe care o avem. Noi mereu spunem, citim pe diagonală. Păi citești pe diagonală, dar compania aceea a cărui contract urmează să-l semnezi poate fi una dintre acele compania care să aranjeze clauzele sau Pe lucruri pe cealaltă care să-i diagonală, știi? Tu te concedeze, uiți da, pe pe diagonală. cealaltă diagonală, pentru că și o fac foarte conștient. Sau Corect. cu un scris foarte mic în josul paginii și tocmai acele trei cuvinte să schimbe cu totul valoarea Sensul acelui frazei. contract. Da. Exact, sau sensul frazei. Și atunci noi, din prima clipă, lucrăm și antrenăm percepția clară și căutarea sistematică. Mai mult decât atât, motoul metodei este stai un moment să mă gândesc. Din primele ore, să știi că punem un foarte mare accent pe acest timp, pe acest moment, care este de fapt o cantitate nedefinită de timp, specifică fiecarei persoane, în funcție de nevoia pe care o are, ca să ajungă la concluzie sau la rezultatul sarcinii cu care se confruntă. Și copiii nu mai sunt într-o stare de competiție, ci încep să colaboreze și înțeleg de fapt că este important să-ți iei timpul tău ca să poți trece prin propriul filtru informația. Aici o să te întrerup un picuț, că într-adevăr cunosc copii care sunt stresați la drept, la propriu, de faptul că alții reușesc să învețe mai repede, să rețină mai repede decât ei și comparația aceasta care o fac între ei, că eu n-am reușit să învăț suficient, că eu n-am reușit să redau suficient, că eu n-am reușit să înțeleg cum înțeleg copiii mei. Ce le spui acestor copii care sunt și adolescenți și chiar și adulți? Nu ne raportăm doar la copii. Păi, sunt anumite strategii și metode prin care reușești să-l monitorizezi pe el și să-i dezvolți sentimentul de competență. Sentimentul de competență este foarte diferit de competența în sine. Degeaba tu, ca și adult, observi competența în copilul tău dacă el nu o simte. Corect. Cum construim competența? Sau nu competența, cum construim sentimentul de Sentimentul. competență Să într-o se simtă el persoană? capabil că poate, practic, că Exact, traducem exact. liber. Oferindu-i experiențe în care să trăiască succesul repetat. Din prima oră și repetăm asta pe parcursul întâlnirilor cu ei, facem referire la acel moment. Atunci când se grăbesc să ridice mâna, să ne spună eu, după o întrebare, am reușit, am terminat, noi nu încurajăm foarte mult. M-am exprimat greșit. Nu e corect să spun nu încurajăm, ci noi nu aplaudăm
foarte mult copilul care a terminat primul sau care s-a grăbit, care are foarte repede răspunsul, ci permanent îl întrebăm, te-ai verificat? Este corect răspunsul tău? Perfect, bravo! Care, poți să ne spui și nouă care a fost strategia pe care ai folosit-o și ai obținut rezultatul într-un timp atât de scurt? Pentru că foarte mulți copii sunt înzestrați cu funcții cognitive dezvoltate la un nivel superior, ei au răspunsul, dar dacă îl întreb care este procesul, cum a ajuns acolo, nu știu să le explice. Acesta este și situația copiilor supradotați. Foarte mulți intuitiv găsesc răspunsul corect, dar nu stăpânesc procesul din spate. Care sunt etapele și pașii? Cum ai ajuns la răspunsul acesta? De aceea mulți dintre ei se pierd după clasa 5-a, 6-a, pentru că ei nu mai pot, nu au structura și atunci nu mai pot face față, nu, doar, nu mai pot găsi intuitiv toate răspunsurile Răspunsurile. exact și au așa un declic. Vreau să spun așa că, de fapt, inteligența se poate modifica pe tot parcursul vieții. Feuerstein spunea, nu există vârstă critică, există doar vârstă optimă. În primii ani de viață ne dezvoltăm, dar asta o putem face indiferent de vârsta pe care o avem, dacă suntem angajați în interacțiuni favorizante. Deci dacă ne dorim și suntem interesați, putem învăța orice, oricând, indiferent de vârsta pe care o avem. Dar părinții care încearcă și fac în locul copiilor lucrurile, nu fac altceva decât să modifice mediul și să vină în întâmpinarea copiilor. Ce se întâmplă atunci? Creează copilului o dependență permanentă de un adult. Nu-l învață, nu-l înzestrează pe copil să găsească soluții în realitățile vieții, în situațiile date, ci modifică mediul ca să vină în întâmpinarea copilului. Noi nu vom putea face asta tot restul vieții noastre. Nu vom putea întoarce lucrurile cu sus în jos sau nu le putem modifica astfel încât să vină, să le transformăm, să ne fie nouă bine. Este necesar ca noi să devenim flexibili, să căutăm strategii, să putem să găsim soluții în orice situație din viața noastră. Și asta face, de fapt, programul de îmbogățire instrumentală. Da, e foarte important să înțeleagă oamenii că în momentul în care facem pentru copii sau numele copiilor, învață ca și viitori adulți, dacă ne raportăm programul care este scris în spate, că altcineva tot timpul așteaptă ca altcineva să-i facă. Știi? Adică dacă mama mi-a făcut temele, mama mi-a făcut curat, mama mi-a făcut de mâncare, mama sau cine a fost acolo mi-a făcut tot timpul și eu am primit totul de-a gata, cum se practică din păcate în ultimii ani, am tot văzut din ce în ce mai des, ajungi ca un viitor adult neadaptat până la urmă, că nu vei ști să Absolut. faci foarte multe lucruri și vei aștepta să vină altcineva să facă în locul tău. Dar la un moment dat nici nu știi ce se întâmplă cu tine. Vei Da, cu ajunge să fii siguranță. exclus. Vei avea eșecuri nenumărate, vei ajunge să ai un sentiment de inutilitate, de incapacitate, te vei simți, te vor marginaliza, te vei simți izolat, incompetent, incapabil, iar lucrurile acestea se pot rezolva foarte ușor. Și foarte ușor. Foarte ușor în situația în care tu participi împreună cu adulții din viața ta, din familia ta, La sarcinile de zi cu zi la până la urmă. sarcinile de zi cu zi. Corect. În orice moment ne poate scoate Dumnezeu din joc și este important să poți transmite copilului tău sau celor din jurul tău tot ceea ce tu conții, astfel încât atunci când ei ajung la vârsta maturității, să-și poată asuma viața, să devină independenți, funcționali și autonomi. De fapt, noi, pentru asta ne educăm copiii, sau cel puțin așa mi-aș dori să cred, că Eu fiecare părinte. am pus această lumină asupra viitorului adult pentru că sunt și am întâlnit destul de des părinți care spun lasă că o să aibă timp să facă toată viața, lasă că este mic și mai bine fac eu acum cât sunt eu lângă el ca să nu-i fie greu. De aici, de la credințele acestea limitative pe care unii părinți le au, unii, cei drept, nu toți, dar
cu siguranță se numără și printre ascultători, să vadă importanța pe termen lung, pentru că s-ar putea să spună, ok, dar ce fac atât de mare lucru că l-ajut un picuț la teme sau că îi fac eu acolo unde nu se descurcă. Pare că nu e nimic grav și în sine pe moment nu e nimic grav, dar vreau un picuț să se gândească pe termen lung la ce presupune și la ce duce acest, e un picuț, îl ajut, eu fac eu de data asta. Nu e Și tot ei ușor. ajung să se plângă că copilul nu vrea să facă diverse lucruri, că nu este curios, că nu vrea să se implice în diverse activități, că nu mai poate scoate din calculator și așa mai departe. Cred că îți sună cunoscut. Nu este simplu, Alexandra. Țin minte că atunci când m-am angajat eu la universitate, acum 20 de ani, am participat la o conferință, invitat fiind un profesor, un psihoterapeut american, un domn care atunci avea peste 50 de ani și ne povestea cum toată viața și-a dedicat-o psihoterapiei de familie și relației între copii și părinți. Și că în câțiva zeci de ani de, avea peste 20 de ani de Activitate. practică, de activitate, a constatat că părinții fac două mari greșeli sau două greșeli capitale în relația cu copiii lor, care au un efect foarte destructiv sau distructiv pentru viitorul adult. Și ne-a spus el. Eu eram ochi și urechi, copilul meu avea 2 ani atunci. Am zis, mamă, să vezi acum ce mamă Și minunată o eu sunt ochi și urechi. da, ce mamă minunată o să fiu și ce copil extraordinar o să O cresc eu. să scot. Exact. Cine spune el? Unul este hipercontrolul, deci controlul absolut, în care trebuie să știi tot până la ADN, tot, tot, tu, tot, fiecare Când am zis mișcare, tot, fiecare. am zis tot. Am zis tot, sau răsfățul. Am zis, nu, controlul, nu știu dacă l-aveam, deși ulterior l-am descoperit și pe ăla. Nu-l vedeai, nu că nu-l Nu-l aveai. vezi. Cu cât ești mai în problemă, cu atât îl negi mai tare. Nu e Corect. vorba despre tine, înțelegi? Când spui Corect. așa cu toată ființa ta, nu e vorba despre mine, ești acolo 100%. Și răsfățul, răsfățul. Am zis, băi, tu poți încolo de american, cum adică să nu-mi răsfăți eu copilul? Dar ce să-l... Da, nu pot eu să-l Dacă alin, nu-l dar nu răsfăț pot acum, eu... atunci când? Știi cum e? Exact, da. Și în capul meu era o mulțime de... idei din astea destul de impulsive, pentru că omul nu-și terminase discursul. La un moment dat a explicat și a definit ce se înțelege prin răsfăț. Ce crezi? Cum crezi că au definit răsfățul? Nu știu, dar-s curioasă rău. Să nu faci în locul copilului tău lucrurile pe care el le poate face singur. Ăsta, de fapt, era răsfățul. Nici de cum apelativul și diminutivul și... Nu, nu. Ci pur și simplu acțiunea. Mama, am zis, nu-i nimic din momentul ăsta. O să-mi ajut copilul meu să facă lucrurile singur. El ne spunea, după ce ați născut copilul sau în primele zile de viață, copilul este prelungirea mamei și faceți pentru el tot. Dar în momentul în care a trecut perioada aceea de adaptare la mediu a copilului de câteva săptămâni zile, din momentul acela trebuie să-l înveți să facă singur lucrurile. De câte ori fiica mea mergea la grădiniță și o îmbrăcam repede că ne grăbim sau îi dădeam să mănânce, hai mamă, repede că te murdărești. De nenumărate ori mi-aminteam de omul acela care îmi spunea, nu fă în locul copilului tău lucrurile pe care le poate face singur. Credeți-mă că am făcut terapie mulți ani de zile ca să pot să-mi eliberez copilul. Nu știu dacă am reușit în totalitate, dar în clasa 1, când ea era în clasa 1, încă nu reușisem, pentru că își uita sportul și eu plecam de la servicii și duceam sportul la să nu n-o certe doamna, până când soțul meu mi-a spus odată, măi, draga mea, dar ce îi se întâmplă dacă nu duci tu sportul? Dacă nu-i duci pictura la școală? Ce se întâmplă? O moară pe... Ce îi se poate întâmpla? Și în momentul acela am spus stop, am plâns, n-am să uit niciodată ziua în care nu i-am dus echipamentul sportiv. Din momentul acela nu i l-am mai dus, dar ea a învățat să-și facă ghiozdanul. Deci asta, de fapt, înseamnă să nu mai faci în locul lui ce poate să facă singur. Și, bineînțeles, în funcție de vârsta pe care o au copiii noștri, ei cer, noi cu mare bucurie le oferim și spunem să nu treacă prin ce am trecut eu, că eu n-am avut, și el să aibă, dar, în realitate, cu bune intenții și cu multă iubire, le facem un mare de serviciu. Da, din păcate, da.
Și nu-l vedem atunci, îl vedem după. Nu ne dăm seama. Nu ți este ușor să pui stop ca și părinte. Nici nu știi care este unitatea de măsură, de fapt, cât să dai și cât să nu dai. Dar să știi că dacă am ascultat mai atent ce ne transmit copiii, încă de micuți, am ști care cred că este. Eu așa intuiesc, că știm dacă îi ascultăm pe ei, știu că tot timpul au tendința, încă de la început, până nu devin ce? O obișnuință, nu devine o obișnuință și atunci chiar așteaptă să le faci. Dar până acolo, cred că copilul îți cam Cere pune o limită. drepturile. Exact, Da, exact. da, da, da. El spune, eu pot, lasă-mă că pot. Exact. Dacă tu atunci îi spui, nu poți, nu știi bine, nu poți, lasă că mama Nu ți ți-a arată. reușit sau las că ți arăt eu cum se face bine sau Da. asta de le știm, le facem cu toții până la urmă. Sunt omenești, dar e bine ca uneori să E important să le reflectăm. conștientizeze lumea și atunci aducându-le în discuție cu siguranță cei care ne ascultă și vor asculta ulterior interviul, cu siguranță se vor aprinde acolo niște beculețe. Eu ce fac? Fac la fel la copilul meu. Și vor fi foarte mulți probabil care vor întreba, ok, cum încep să schimb acest comportament, această, cum ai zis tu, de a-l controla, de a-l răsfăța, apropo de că discutam de partea aceasta de răsfățat, în sensul de a face pentru el. Cum Să încep? facă împreună cu tine. Să faci împreună cu el lucruri. Deci nu le mai fă pentru el, ci împreună facem. Și împreună facem înseamnă extraordinar de mult pentru un copil. În momentul în care un copil mic face împreună cu mama și cu tata lucruri, acestea, pe lângă faptul că îi dezvoltă abilități, de la abilități motrice până la stimă de sine și sentiment de competență, îi se vor imprima și rămân în amintirea lui și sunt cele mai frumoase momente pe care și le aduce aminte peste, și le va aduce aminte peste ani, momente în care îi oferă foarte multă securitate, siguranță și sunt lucrurile esențiale și de bază în dezvoltarea ulterioară a unui adult sănătos. Deci, să știți, în realitate, copiii nu au nevoie de foarte multe lucruri materiale. Ei au nevoie de căldură, de respect, căldură umană, toleranță în sensul în care atunci când el a greșit, tu să ai capacitatea, nu știu dacă toleranță e cuvântul, ci înțelegere. Înțelegere și să ai capacitatea să te uiți la copilul tău așa cum te uiți la cel mai bun musafir sau cel mai de prețios musafir care ți intră în casă. Am citit într-o carte, nici nu mai știu unde, dar atunci m-a impresionat când am citit și o spun mereu, atunci când ai la masă niște invitați pe care îi respect și îi valorizez foarte mult, dacă unul dintre aceștia îți varsă pe fața ta minunată de masă un pahar cu vin, îi spui, dragă, nu-i nimic, stai liniștit, se curăță, nu te impacienta. Dar dacă o face copilul tău, nu-i aplici același tratament. Și atunci nu este necesar să facem altceva decât să-i respectăm, să fim fermi și să fim cu ei corecți. Adică, nu știu dacă profesorul Colceac v-a povestit despre tulburările către care îi conducem pe copii, când supralicităm fiecare acțiune a lor, atunci când Nu. îi gratificăm, îi lăudăm, îi ridicăm în slavi pentru lucruri care în realitate sunt firești și normale pentru vârsta lor. Deci lauda aceea excesivă și excesul acela de apelative, ești minunat, extraordinar, superlativele acelea absolute, de fapt nu le fac bine copiilor. În situațiile în care ei, de fapt, sau în realitate, nu fac altceva decât niște lucruri firești pentru un copil sănătos. Dacă și-au făcut ghiozdan în clasa întâi, este momentul lor în care să învețe să facă ghiozdan. Bravo! Ai reușit! Îl lauzi, apreciezi ce face. Dar nu-i spui, ești minunat, ești cel mai bun. Ești extraordinar, nu-i nimeni ca tine. Ba da, ca tine sunt 100. Unii își fac și curat, alții își bagă și rufe la spălat, alții își fac și de mâncare. Deci,
Adică Excesul acesta. excesul laudei, spui tu că îl obturează din dezvoltare sau din a Exact. urca, din a progresa, că sunt Din a suficient înțelege de bun, nu mai am realitatea. nevoie de nimic mai mult. Da, și din a înțelege realitatea, cu Din a siguranță. înțelege realitatea. Îi destructurăm și nu mai au repere corecte. Pentru că ei știu foarte bine că noi îi laudăm degeaba. Să știți, e doar impresia noastră că nu o facem. Și de aici va începe un șantaj emoțional al copilului față de părinte și lucrurile pot degenera. De asemenea, copiii au nevoie de limite. Copiii au nevoie de limite. Niciodată un părinte nu este prietenul copilului său și nici nu va fi vreodată. De ce? Pentru că prietenia este o relație în raport de egalitate. Pe aceeași orizontală, pe linie. Relația părinte-copil este pe verticală. Întâi a fost părintele și apoi a apărut copilul. Deci niciodată noi nu putem fi prietenii copiilor noștri. Avem cele mai bune relații cu ei. Avem o relație foarte bună. Ei știu că noi suntem acolo și îi susținem. Îi iubim necondiționat. Dar nu suntem prietenii lor. Prietenia nu înseamnă decât un raport de egalitate între doi oameni. Iar mama cu copilul sau tata cu copilul lui nu este în raport de egalitate. Și de aici pornește o mare, mare destructurare a tinerilor. Da, Deci, sunt foarte mulți care se raportează la părinți ca la prieteni. da, Sau și de aici apare invers. lipsă de respect și o mulțime de alte lucruri. Deci, indiferent că vă place sau nu ce vă spun eu, dragi părinți, asta este realitatea, am învățat-o și eu și am înțeles-o destul de greu, nu vă gândiți că mi-a fost foarte limpede de la început și am putut să asimilez și să înțeleg acest concept, dar Da, ulterior pentru am că mulți înțeles-o. părinți asta caută, să fie prieteni copiilor. Da, nu caută să fie prieteni, să aibă o relație bună. Caută să aibă o relație bună. Dar nu este prietenie. Prietenia înseamnă altceva. Și nici nu cred că vă doriți și nici nu cred că e sănătos. Deci îmi doresc foarte mult să am o relație bună cu fiica mea, să știe că întotdeauna există acasă și există mama și necondiționat acolo se poate întoarce, dar nu mi-aș dori să cunosc toate dedesubturile vieții ei. Nu mi-ar face nici bine, cred, nici n-aș ști să le înțeleg, aș fi subiectiv în interpretarea lor și la un moment dat cred că este nevoie de să luăm puțină distanță. Și s-ar strica prietenia, apropo de dedesubturile vieții, da? Pentru că, cu siguranță, cu toții avem dedesubturile vieții noastre și atunci când îi povestești mamei, s-ar putea să nu simtă așa cum ar simți într-adevăratul sens al cuvântului o prietenă, care este oarecum la egalitate, la modul de vârstă, poate fi, sau oricum ca experiențe, De ca... înțelegere, exact. Am înțeles. Cum anume pot părinții să utilizeze, dacă ne poți da câteva, știi, toată lumea caută trucuri. Sau mulți dintre ei caută trucuri. Cum anume, dacă ai putea să îi înveți ceva, cu toate că sunt sigură că deja doar din discuția de până acum au avut de învățat foarte multe lucruri, dar raportată la metoda Feuerstein, ce este de luat de acolo și poți să le spui acum în câteva minute care să aplice din viață, în viața de zi cu zi cu părinții, cu copiii, pardon, dar de ce nu și cu ceilalți, cu adulții? Medierea, criteriile de mediere. Uite, o să vă povestesc pe scurt și după aceea, dacă îmi permiți, o să și arăt câteva Te pagini din rog. instrument, dar foarte așa, Da, doar chiar ca te să rog, realizeze. dai share. Vreau să le spun părinților asta, că de fapt ei fac mediere în fiecare moment al vieții lor. Și de fiecare dată când copiilor se află într-un impas, sunt convinsă că ei fac tot ce le stă în putință ca să-i sprijine să iasă din situația aceea. Fie că este blocajul la o problemă de matematică sau o problemă de viață. Problema sau întrebarea este următoarea. Suntem noi acolo de fiecare dată când copiii noștri au nevoie? Răspunsul este nu. Pentru că și noi lucrăm, sau noi toți părinții, în mare parte sau un procent foarte mare, suntem ocupați, avem locuri de muncă pentru a le asigura trebuințele necesare lor și nouă. Din păcate, lucrăm destul de mult și chiar și în weekend uneori.
Și nu putem să fim acolo, să mediem conflictul și apărut, astfel încât copilul să tragă o învățătură, să înțeleagă de ce s-a ajuns în situația de conflict, astfel încât data viitoare să știe ce să facă ca să evite sau să știe ce să facă ca să iasă din acea situație. Pentru asta sunt instrumentele Feuerstein. Pentru momentul în care copilul are nevoie să înțeleagă un tipar de gândire, să-și însușească un tipar de gândire. Noi provocăm blocaje și testăm cumva funcționalitatea gândirii și raționamentele lor și capacitatea lor de analiză, de sinteză în cabinet. Toate aceste funcții cognitive, v-am spus mai devreme, ne ajută să înțelegem lumea și să luăm decizii, să găsim soluții pentru momentele în care ne aflăm în dificultate. Pentru că nu întotdeauna există un adult acolo care să ne îndrume să tragem concluzia, Feuerstein a creat aceste instrumente care testează funcționalitatea cognitivă, funcționalitatea gândirii și o provoacă și de fiecare dată când copilul se blochează sau greșește, noi, impropriu spus, ne bucurăm pentru că putem de acolo să-l ajutăm să tragă o învățătură, să stabilească o regulă, o strategie și în următoarele situații de viață în care se va afla în aceeași impas, să știe care este Ce modalitatea are de să iasă făcut? din ele, ce are de făcut. Feuerstein ne spunea mereu, important este să faci un pas înainte, să nu rămâi acolo. Ani în urmă mă întrebau colegii și îmi spuneau, păi ce vrei tu să-mi spui mie, că dezvoltă motivația interioară a individului în rezolvarea de probleme și că tu înveți cum să-și dezvolte strategii de viață și să întotdeauna să găsească o soluție la problema lor. Și am zis, stop! Eu n-am spus că îi învăț să-și găsească o soluție de succes și varianta cea mai bună la problema lor, dar vor găsi o soluție astfel încât să facă un pas în față și să nu rămână blocat în durere, suferință sau în problemă. Deci, important este cumva să înțelegeți că, de fapt, îi pregătim și pentru momentele din viața lor care nu sunt un succes. Îi pregătim cumva, incorrect spus, să poată să depășească eșecul din viața lor. Să înțeleagă că în viață totul este o chestiune de alegere. Și să aibă capacitatea să se confrunte cu greșelile lor. Să înțeleagă că nu este rușine să greșești. Corect. Greșeala este cea care ne arată în care zonă avem nevoie de mai mult exercițiu. Avem pagini despre de greșeli, în care învățăm să căutăm greșeli. Căutând greșelile făcute de altcineva, ne formăm acest obicei în care vom ajunge să, cu lejeritate, să ne căutăm propriile greșeli. Și foarte simplu le spun copiilor, de ce cred, ce se întâmplă cu greșeala atunci când tu o descoperi? Când tu îți descoperi propria greșeală, ce faci cu ea? O corectezi. Ce se întâmplă când greșeala ta este găsită de altcineva? Mă sancționează. Și atunci, foarte simplu, dintr-o singură poveste, dintr-o singură discuție, logică, ca de la egal la egal, și apoi repetată această practică de căutare a greșelilor, fără a ne simți vinovați și fără a ne simți controlați, copiii înțeleg de ce este important să-și verifice lucrarea înainte să o predea doamnei, să mai citească o dată, să mai caute o dată. Și le și arăt cum, de fapt, nu tot ceea ce am rezolvat este greșit. Niciodată răspunsul nu este în totalitate greșit, doar o anumită parte. Și valorificăm medierea alternativei pozitive. Ia ceva bun din situația asta și du mai departe. Deci, din greșeala ta,
care este un eșec, nu totul este greșit. O parte este bună. Uite, aici am putea să schimbăm strategia și am obține un alt rezultat. Și învățăm despre faptul că este uman să greșești. Ceea ce este important însă este următorul lucru. Să fii convins că tu ai făcut tot ceea ce ține de tine ca să nu greșești. Îmi spuneai ce să-i învăț pe părinți. Dacă fac o sinteză a discuției, important este că atunci când le transmit copiilor lucruri, valori ale familiei în care fac parte, atunci când au anumite evenimente în familie, să-i implice și să vorbească despre semnificația aceasta, să facă lucruri împreună cu acestora, să facă lucruri împreună cu ei. Ca să avem învățare mediată, trebuie să întrunim trei condiții. Primul este intenționalitate și reciprocitate. Intenția mea de a-ți transmite o credință, o informație, de a-ți transmite ceea ce eu conțin. Dar este important să captez și reciproca ta. Este foarte important să putem să-i luăm pe copii ca și parteneri în actul educațional. Deci degeaba noi strigăm la ei, ridicăm tonul foarte tare atunci când vrem să le transmitem un lucru pe care ni-l dorim să-l memoreze, să-l integreze și de care să țină cont, pentru că nu se va întâmpla. Este foarte important să poți să-i spui, uite, eu vreau acum să-ți povestesc un lucru și cred că este foarte important pentru mine și cred că te va ajuta și pe tine în viața ta. Cumva, sau dacă este o acțiune de viață, pur și simplu, dacă tu îi adresezi întrebări și îl întrebi, ai mai întâlnit asta? Ai mai văzut asta? Cei care lucrează în învățământ și învățătorii fac asta întotdeauna la fiecare lecție. Oare ce crezi că facem aici? Ce crezi că o să pregătim noi de mâncare? Deci ca să-i captezi atenția, interesul să fie prezent și atent la tine. Dacă el nu este prezent la tine, tu poți să vorbești ca și radioul lângă, au niște mecanisme foarte bune de apărare, nu doar copiii și noi adulții, și chiar nu rămân cu nimic. A doua regulă este criteriul semnificației. Este esențial să vorbești despre semnificația pe care o are pentru tine lucrul acela. Nimic nu poate transmite un părinte mai autentic și mai valoros decât tradiția, cultura, istoria familiei și a poporului în care se află sau în care trăiesc. Semnificația pe care o are pentru tine un eveniment, o întâmplare, cumva este latura energetică a procesului de învățare. Nu vom putea vorbi și nu vom putea transmite către ceilalți lucruri pe care noi nu le conținem. Dacă tu nu crezi în ceea ce spui, nu va atinge pe nimeni. Trebuie să fii naiv și ca profesor să ai așteptare, să marcheze, să miște ceva în elevul tău, un discurs în care tu nu crezi. Da. Cum zic că cei din vânzări, niciodată nu poți să vinzi în ce nu crezi. Adică am lucrat în vânzări, dacă nu credeam, efectiv nu mi-a ieșit vânzarea. Sau cel puțin mă auzeam pe mine spunând și mă gândeam, zic ok, bullshit, ce am zis eu aici, că nu are nicio treabă. Și se vedeau și efectele, n-ai cum să nu. Și al treilea lucru, să-l provoci să transfere experiența trăită cu tine acum într-o altă situație din viața lui, să îți spună, nu, am discutat acum atât de mult, cu ce ai rămas tu? Am pregătit cina asta. Ce ți-a plăcut cel mai mult din ceea ce am făcut astăzi? Nu neapărat ne interesează să ne valideze produsul pe care l-am făcut ca și gust al mâncării, și ăla este important. Dar trebuie să observăm dacă ceva din interacțiunea noastră cu ei i-a marcat și indiferent ce, chiar și ordinea în care am pregătit masa, modul în care am strâns un lucru. Pentru că Feuerstein ne spune așa, învățarea de fapt este valoroasă atunci când copilul, după ce a primit informația pe care tu i-ai dat-o,
El reușește și se transformă într-un generator de informație. Ce înseamnă asta? Reușește ca din informația pe care a primit-o de la tine și cu ceea ce el conține să genereze o altă informație. Adică ce, uau, mi-a picat fisa. Data viitoare o să pot să fac asta. Chestiunea asta mă va ajuta nu știu unde. Și cam asta trebuie să facem noi în raport cu părinții, cu copiii noștri. Să le dăm, să facem lucrurile împreună cu ei, să-i ajutăm ca cu puțin sprijin să reușească să ducă la bun sfârșit o activitate și astfel le va crește sentimentul de competență. Da. Am Cred că este nevoie. central acest sentiment de competență în educație, în general. Da, au nevoie să fie validați. Ce înseamnă validare? Înțeleg, spre exemplu, vine supărat și îți povestește o întâmplare de la școală și are justificare, îl asculți, de psihoterapeuții spun se ventilează, reușește să scoată durerea aia din el și îi spui, înțeleg prin ce treci. Face sens ce spui, ai dreptate să te simți așa, e corect să te simți așa. De multe ori Normalizarea. nici nu e nevoie să facem noi lucruri. Și numai dacă îl îmbrățișezi și îl lași să plângă, pentru el înseamnă foarte mult. V-am spus legat de întrebări. Încercați să îi ajutați să-și planifice ziua, să-și managerieze activitățile. Eu le spun foarte simplu. Dacă îți dorești să obții mai mult timp pentru ceea ce îți place, este important să gândim împreună și să planificăm activitățile pe care tu le ai și ordinea în care să le realizezi. Nu putem doar să ne jucăm fără să facem teme, așa cum merg eu la servici și tu mergi la școală. Ai nevoie de asta, nu putem să o anulăm, nu putem să trecem peste ea. Și atunci, pur și simplu cu program și pe ore, dacă este nevoie la început, stabilim cu ei și învățăm să-și planifice timpul și momentele zilei și sarcinile pe care le au. Vor ajunge în scurt timp să înțeleagă care sunt zilele cele mai încărcate din orarul lor, când au cele mai multe teme, când își pot permite să se relaxeze, Vor ști cum să se organizeze, practic. să se organizeze. Și, din nou, multitudinea de activități peste programul școlii să nu fie împovărătoare pentru ei, pentru că au nevoie de momente în care să nu facă nimic. Degeaba noi spunem, da, dar dacă îl ducem la activități, acolo de fapt se joacă. Da, el se joacă, dar totul este controlat. Au nevoie și de niște momente în care să nu fie nimic impus. Libertate, da, care Da, efectiv chiar să facă ce dorește cu timpul lui, vrea să facă o anumită activitate, să o facă nu că trebuie, nu că este impus, nu că e în program. acum este nevoie și să ne impunem la un Cu moment dat. siguranță, cu siguranță, dar mă Le refer acele explicăm. momente în care chiar câteva, nu știu, minute pe zi, o jumătate de oră, în care chiar o oră, poate, în care să facă efectiv ce dorește, Este bineînțeles, în obligatoriu. limitele bunului simț, nu că poate Dar să să, nu nu știu, fie să dea ceva foc la casă. impus. Da, Da. exact. Să nu fie impus. Să aibă niște momente în care adică momente ale zilei în care să nu fie ceva impus. Pentru că absolut orice lucru vine în programul lui, chiar dacă este o activitate pe care noi o considerăm plăcută, în momentul în care este după un program, îi se impun anumite reguli, sunt foarte binevenite, îi dezvoltă foarte mult sportul, artele plastice, toate sunt binevenite și calitatea învățării întotdeauna este mult mai mare atunci când există îndrumare din partea unui adult decât când este lăsat liber. Dar cu toate astea, să fim conștienți că au nevoie și de momente în care să nu fie nimic impus. Uite, întreabă cineva aici, când ai simțit satisfacție pentru aplicarea metodei? Sau care au fost momentele în care metoda Feuerstein ți-a adus mare satisfacție? Au fost două momente.
Unul, momentul în care am început prima dată să lucrez și nu știam foarte bine, nu eram sigură că fac bine ce fac, dar îmi doream să experimentez instrumentele și am organizat prima școală de vară și am lucrat cu copii. Acolo a lucrat și fiica mea, îmi doream să fac asta pentru ea și să o ajut să înțeleagă corect, să se raporteze corect la lume și la mediu. Nu a lucrat cu mine, dar am fost mai mulți mediatori, mai mulți psihologi atunci acolo. Și a fost în acel grup, a existat un băiețel care avea deficiență mentală de limită. Un copil care era împreună la școală cu sora lui, înțelegea limbajul, dar nu vorbea decât monosilabic, iar în grup foarte rar scotea câte un sunet, spunea da sau nu, ci mai mult sora lui vorbea pentru el. Atunci când era întrebat, era foarte retras, introvertit, stătea tot timpul așa cu capul în jos, mi-aduc aminte foarte clar de Claudiu. După 2 luni jumate în care am lucrat cu instrumentele, fără să punem presiune pe el, îl implicam în întrebări, dar răspundea sora lui, noi aprobam, treceam mai departe, el lucra, dar nu verbaliza. Și după 2 luni jumate, l-am surprins vorbind, a fost atunci, ne-au dat lacrimile. Vreau să spun că nu mi-a venit să cred de emoție că acel copil vorbește și simte și el nevoia să spună ca și ceilalți, pentru că instrumentele acestea nu fac altceva decât să-i provoace, noi adresăm întrebări și ei răspund. Nu există instrucțiune, o descoperim prin întrebări, nimic din ceea ce ei răspund nu este greșit dacă argumentează logic răspunsului. Și noi știm că logica se bazează, de fapt, pe adevăruri, pe niște adevăruri, pe adevărurile pe care ei le dețin. Și copiii sunt încurajați să verbalizeze, să vorbească. Uneori se imită unii pe ceilalți, vin cu același răspuns și refuză să vorbească și îmi spun, nu vreau să răspund, că e la fel ca și colegul meu, nu știu. Și îmi le spun, ai dreptul să gândești la fel ca el, spune și tu cu cuvintele tale. Deci îi încurajăm foarte mult să vorbească și să pună întrebări. Și ajung la un moment dat, fără să punem presiune pe ei, să facă asta. E, primul, prima mea, primul succes sau prima situație emoționantă pe care nu o voi uita niciodată a fost momentul în care Claudiu a vorbit. Au venit și învățătoarele din cancelarie, nu le veneau să creadă că acel copil vorbește public. În propoziții ne-a povestit și el ce a avut de spus pe pagină. Acela a fost momentul în care mi-am dat seama funcționează și să merg înainte. Nu vreau să vă spun că primul moment în care am știut că asta fac și s-a produs o conexiune extraordinară a fost momentul în care am primit prima scrisoare de la Feuerstein. Atunci nu mi-a venit să cred că eu, un muritor de rând, primesc un mail de la un astfel de savant și mi-a scris în limba română, nu mai vorbise limba română de 65 de ani. Și atunci am primit o binecuvântare eu și toți cei către care voi duce metoda Feuerstein și toți cei care vor beneficia și era extrem de fericit că și copiii din România vor putea fi sprijiniți și vor putea beneficia de instrumentele pe care el le-a creat. Deci prima mea bucurie a fost Claudiu, iar apoi, în ultimul an, foarte multe persoane au venit către mine, foarte mulți specialiști, oameni care lucrează în multe domenii, iar întâlnirile noastre anuale în care ei îmi împărtășesc rezultatele pe care le au cu cei cu care lucrează, mă fac să simt bucurie și să nu-mi pară rău că acești 16 ani am făcut voluntariat, am muncit și am crezut în aceste instrumente. Și cu adevărat, anul trecut, în noiembrie, că nu e întâmplător, când am inaugurat Centrul Internațional Feuerstein România, când fiul lui Feuerstein și directorul Institutului din Israel, oamenii care au lucrat cu profesorul Feuerstein, au intrat cu noi în direct, mi-a spus că, de fapt, în România, metoda Feuerstein a
înregistrat cea mai mare expansiune pe care vreodată care Față de vreodată alte s-a țări, întâmplat probabil. față de alte țări de Europa. Felicitări! A spus că în Felicitări! România a fost cea mai mare expansiune a Până la urmă, vizitanților din metoda s-a Europa. întors acasă și atunci poate de aici și implicarea Exact. ta, bineînțeles, dar faptul că nu. Cum a spus și fiul lui, s-a întors acasă și atunci. Da, nu m-am așteptat, nici nu m-am gândit că ei mă valorizează așa, pentru că ani de zile nu m-au luat în considerare, eram aici singurică, acum nu mai sunt așa, sunt împreună cu o echipă mare de specialiști, dar a fost o mare satisfacție și o mare bucurie în sufletul meu, iar acum îmi doresc mult să mă întorc să lucrez cu copiii, pentru că în ultimii ani am alocat foarte mult timp formării adulților și mi-e foarte dor de copii. Super. Deci, pentru cei care doresc să se formeze, cine poate să urmeze această metodă de formare? Doar Absolut profesorii sau oricine, chiar și părinții sau chiar și oricine își părinții. dorește? Deci pot, în mod special, recomand psihologilor și cadrelor didactice, dar am foarte mulți colegi care, unii dintre ei au făcut asta doar pentru copiii lor, sunt părinți, iar alții au făcut reconversie profesională. Deși eu nu ofer o diplomă care să fie recunoscută de Ministerul Muncii din România, ei au venit și au făcut formare în metoda Feuerstein și sunt terapeuți, nu psihoterapeuți, ci terapeuți, adică susțin procesul de învățare și lucrează acum cu instrumentele metodei Feuerstein. Deci o persoană care a absolvit studii superioare sau un colegiu este capabilă să învețe și să înțeleagă instrumentele și să poată folosi în lucru cu copiii sau cu adulții. Bineînțeles, când vorbim despre scop terapeutic, despre antrenamentul anumitor deficiențe, pentru că metoda se folosește foarte mult și în lucru cu adulții, cu persoanele care au suferit accidente vasculare, operații pe creier, cum la fel se folosește și în antrenamentul soldaților sau a sportivilor de performanță. Deci atunci când facem o intervenție psihoterapeutică și este nevoie și de metode complementare, asta o fac psihologii sau oamenii care sunt instruiți să facă asta. Dar pentru antrenament, schimbarea calității vieții, suportul activităților de învățare, poate face oricine formare. Și un părinte, și orice altă persoană care este preocupată de educație. Unde anume te pot găsi? Sau unde pot găsi cursurile, informații suplimentare? Da, pe site-ul nostru, otiliatodor.ro, pe pagina de Facebook a Centrului Internațional Feuerstein și în Brașov, la Centrul Otilia Todor. Unde ești în Brașov? În Pentru Brașov ce? sunt vis-a-vis de Liceul Meșotă, pe strada Cogălnicianu, numărul 15. Super. Spuneai că în final vrei să le arăți un picuț despre instrumente, să le dai în share Da. așa în 10 minuțele cât mai avem să putem Dacă mai îmi să... dai 10 minute, trec foarte repede. Vreau să vă arăt, să vă spun cum se numesc instrumentele. Acestea sunt 10 caiete. Fiecare caiet are fișe de lucru. Fac parte din instrumentele care se folosesc în lucru cu copilul de 4 ani jumate, 5 ani și până la clasa a doua. Organizarea punctelor, orientare spațială, trei canale în învățarea atenției, de la unitate la mulțime. Cu aceste instrumente dezvoltăm primele funcții cognitive, apoi compară și descoperă absurdul. Aici învățăm foarte mult, introducem mecanismul de comparare și sunt niște ilustrații, pagini ilustrate cu povești, vi le arăt imediat. Identificarea emoțiilor, de la empatie la acțiune, învață să previi violența, învață să pui întrebări pentru înțelegerea instrucțiunii și recunoaște și identifică. Și acum vă arăt câteva pagini. Identificarea emoțiilor sunt situații de viață în care apar principalele emoții și instrumentele, aici apare surpriza, nu, aici apare teama și apar situații de viață în care emoția este resimțită la diferite intensități și discutăm cu copiii despre
emoție potrivită, intensitate nepotrivită, despre ce simt în situațiile acestea, când au simțit, ce s-a întâmplat, dar asta numai după ce identificăm imaginile și tablourile acestea și ne dăm seama care este cel mai potrivit tablou cu intensitatea emoției pe care doamna o prezintă sus. Învățăm absolut toate emoțiile, și bucuria, și teama, și surpriza, și dezgustul, și furia. Este un instrument foarte valoros. Aici, de la empatie la acțiune, situații problematice din viața copiilor și posibilități diferite de rezolvare a lor, unele eficientele, altele mai puțin eficiente, și discutăm despre diferența între empatie și identificare. Empatia ține de cogniție, empatie înseamnă să înțelegi prin ce trece celălalt și nu să te identifici cu problema lui, pentru că atunci când ne-am identificat, trăim la aceeași intensitate și avem nevoie de o altă persoană să ne ajute. Reflectă și învață cum să previi violența, aici apar situații conflictuale din viața lor și posibilități variate de rezolvare a lor. Pornind de la reacția pe care o ai într-o situație de conflict, într-o posibilă situație de conflict. Uite, aici poate să râde, una râde de copilul, de frățiorul care este murdar la gură, prietena ei râde. Aici fata îi spune, lasă-ne în pace, nu te luăm în considerare, copiii chiar completează tot ce le trece prin minte în buclele astea de aici și apoi căutăm consecința acțiunii sau comportamentului. Deci dacă aici ești asertiv, ajungi în situația în care asta rămâne supărată și ei au plecat liniștiți. Ce se întâmplă când reacționezi agresiv? Aici reacționează agresiv, aici agresivitatea ajung la o luptă amândouă și până la urmă ele se ceartă și copilul rămâne plângând. Asta e un exemplu banal, dar sunt multe fișe în care discutăm despre asta și, bineînțeles, vreau să vă reamintesc că de fiecare dată noi discutăm despre transferul poveștii în viața lui. Dacă a trăit o astfel de experiență, cum a reacționat, ce s-a întâmplat, ce a simțit, acum cum ar proceda și așa mai departe. Deci, practic, facem educație și dezvoltăm procesele de gândire și raționamentele lor, logica lucrurilor. Aici este instrumentul orientare spațială. Este o pagină identică. Aici apar imaginea cu figuri geometrice. Aici, fără, primesc instrucțiuni la început să identifice, să recunoască formele, iar apoi aceeași foaie îi se oferă copilului și prin instrucțiunea simplă el desenează. De ce este spectaculos acest instrument? Pentru că pornești de la o sarcină cu o singură sursă de informare. Îi spui găsește pătratul, găsește triunghiul sau desenează pătratul, desenează rombul, după care ajungi la mai multe surse de informare, teme de genul, instrucțiune de genul desenează un cerc negru între un pătrat și un triunghi în fereastra din partea stângă. Aici nu este nimic desenat și de fapt tu îl înveți să decodifice instrucțiunea. Își dezvoltă comportamentul de planificare, despre ce vorbesc, câte criterii, după ce criterii desenez forma, câte sunt, cu care încep prima dată, dar lucrurile acestea se construiesc în timp. Deci, practic, tu îl înveți pe el să înțeleagă mesajul verbal, să-l despartă în fragmente, să planifice cu ce începe, astfel încât să-și realizeze sarcina. Deci, pe lângă noțiunile de spațialitate, noi îl învățăm cum să înțeleagă ce îi se cere și cum să execute ce îi se cere. Asta înseamnă învățăm cum să învățăm sau învață-l cum să învețe. Împreună cu tine, desparte sarcina, o planifică, o execută, o verifică. Nu-l pui în fața faptului împlinit. Du-te, măi copile, și învață. Dar ce înseamnă să învăț? Cum să învăț? El are nevoie să știe. Și noi facem asta cu aceste instrumente. Aici este instrumentul descoperirea absurdului și descoperirea absurdului. Întotdeauna apar situații absurde și discutăm și facem analiză între imaginea 1 și imaginea 2. Vedeți, aici apar niște, după anumite criterii, verbalizăm, explicăm și învățăm să analizăm logic
după anumite criterii. Nu facem speculații, nu vorbim despre lucruri pe care le cunoaștem și despre lucruri care ne sunt prezentate. Învață să pui întrebări ca să înțelegi instrucțiunea. Aici sunt situații, imagini, formulăm un enunț și apoi discutăm despre cine se vorbește, ce face el. Pagina aceasta este de la finalul instrumentului. Este un instrument foarte complex care dezvoltă primele părți de vorbire, îl învață pe copil să înțeleagă despre cine este vorba, ce face, unde face, cum face și să poată să transfere o imagine într-un text. Asta este o parte, sunt o parte din instrumentele de la Basic și vreau să vă mai arăt câteva și din instrumentele de la Standard. Am nevoie un minut numai și cu asta. Puteți să mă întrebați, pot să mă oprești, Alexandra, că eu vorbesc mult. Ce să fac? Stai liniștită, e informație utilă și importantă. Vreau să te întreb dacă în perioada aceasta se fac cursuri online sau se fac, nu știu, pregătire online, dacă v-ați mutat Cursurile, și voi în online. da, cursurile de formare pentru adulți sunt numai online. Ok. Eu ofer certificare de la Institutul Feuerstein din Israel, deci formarea este o formare internațională. Instrumentele necesită o licență de practică, deci nu ai voie să le folosești decât dacă ai primit Licență. licență de practică. Sunt extrem de complexe. Nu este greu de lucrat cu ele, dar ai nevoie să le aplici prima dată pe tine și să primești ghidul și îndrumarea ca tu, astfel încât tu să le poți folosi cu altcineva. Instrumentele acestea din standard sunt 14, se aplică începând cu vârsta de 8 ani, de 8 ani, 9 ani la copilul tipic, vorbesc de vârsta cronologică. Ele sunt aici înșiruite, sunt foarte multe: organizarea punctelor, orientare spațială, categorizare, percepție analitică, relații de familie, în care noi învățăm să rolurile sociale, relațiile din nucleul familiei și apoi familia extinsă, relațiile temporale, în care învățăm să ne planificăm, înțelegem și percepem timpul și unitatea de măsură, pornind de la secundă până la ani și luni. Dar învățăm și să ne planificăm activitățile, pentru că întotdeauna ce faci prima dată, ce faci a doua oară, ce faci a treia oară, ține tot de temporalitate ca și planificare. Instrucțiune, aici învățăm să decodificăm mesaje scrise, să adresăm sarcini, să înțelegem instrucțiunile care ni se cer, orientare spațială la un nivel mult mai complex, vorbim aici despre puncte cardinale. Orientare spațială, mai există și aici un instrument unde ne învățăm să ne orientăm în spațiu și apoi folosindu-ne de puncte, de puncte fixe, de reper, în încăpere, învățăm față, spate, stânga, dreapta și ulterior punctele cardinale. Progresii numerice, silogisme, relații tranzitive, imagini decupate. Deci, instrumentele acestea sunt provocatoare și pentru adulți, să știi. Am folosit și în companii pentru antrenamentul angajaților. Sunt foarte iubite și îndrăgite de părinți, pentru că avem și grupuri de dezvoltare personală, pur și simplu, pentru părinți și de antrenament cognitiv pentru copii. Copiii care sunt în preajma examenului, copii care nu știu cum să-și organizeze timpul, cum să își stabilească obiectivele, cum să își stabilească strategiile rapid și cum să le verifice contratimp, reușesc Și să facă. aceste servicii sunt practic și online acum, pentru că cei care vor vedea acest filmuleț și care urmăresc în momentul de față sunt cu siguranță nu doar din Brașov. Și poate unii dintre ei chiar își doresc să apeleze la acest gen de servicii. Te găsesc pe aceeași pagină, Mă găsesc pe otiliatodor.com.ro. aceeași pagină și pe site-ul feuerstein.ro găsesc o listă a mediatorilor din toată țara cu numerele de telefon. Se Super. lucrează anumite instrumente și online, Alexandra, dar recomandarea mea este să se realizeze Fizic. față în față, fizic, pentru început. Sunt instrumente care se pretează online, se lucrează pe grupuri foarte mici, chiar și online, 2-3 copii ca să poți să-i mediezi.
Sunt instrumente care nu se pot lucra deocamdată online. Noi la centru încă lucrăm cu copiii pe care îi avem, dar unul la unul, maximum doi Încăpere. într-o ședință. Acum cel puțin de 2 săptămâni doar unul la unul și doar cu copiii care sunt mai anxioși și au nevoie acum de interacțiune. Avem și câțiva copii care au nevoie de susținere și suport, copii cu rezultate mai slabe la școală, care sunt absolut minunați și n-au nicio problemă cognitivă, un deficit serios, au nevoie de antrenament și de acel sentiment de competență. Să înțeleagă care sunt, de fapt, strategiile, care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze atunci când are de făcut o temă, o sarcină. Și sunt Și îndrumați în sensul ăsta. un sfat pentru părinți cu privire la învățatul în online, pentru că inevitabil suntem aici și probabil vom mai fi încă o perioadă de timp. Am vrut să nu-mi pui întrebarea asta. N-am vrut eu, glumesc, dar este o întrebare inevitabilă când vine vorba de educație și vorbind de educație, atunci eu. Asta a și fost unul din scopurile pentru care am început interviurile, să aflăm exact cum putem să ne dezvoltăm de acasă, să vin cu cât mai multe informații care să-i ajute nu doar pe părinți, ci pe oameni în general. Și atunci e inevitabilă. Bine, Ce mai simți aveți tu azi că vorbe. Ce simt eu? ce simți sau care sunt sfaturile cu privire la partea aceasta de online? Pentru că scria la un moment dat cineva, ok, este foarte greu să-i menținem acolo sau să învețe efectiv, au dificultăți în a învăța pentru că stai totuși în fața unui ecran. Și nu știu, dacă părinții ar putea să ajute în vreun fel anume la această învățare în online, fără a face în locul lor, adică să se apuce să facă în locul lor, nu știu, și orele și temele și ce mai e pe acolo. Este foarte greu. Este În foarte greu. calitate de psiholog, te întreb în primul rând cum ar putea fi. Știu Cel că e puțin destul de greu de este răspuns, greu. Deci e nu greu există o de. rețetă. Da, Nu există cu o siguranță, rețetă. siguranță, nu există Nu există o rețete. rețetă. Tuturor copiilor le este greu. Am copii la centru, repet, care nu au nici o problemă cognitivă, vin pur și simplu pentru că acum e momentul lor și vor să-și antreneze creierul, să se dezvolte armonios, să înțeleagă ce se întâmplă cu școala, cu temele, cu, mă rog. Sunt foarte triști. Nu înțeleg. Deci chiar și cei care sunt mai mari, care au 11 ani, care au 12 ani, sunt dornici să participe, le este foarte dificil să înțeleagă lecția predată în acest mediu online. De ce? Pentru că nu avem încă structura potrivită pentru a face astfel de predare. Acum, decât deloc, să încercăm să luăm ce este bun din asta. Important este, din punctul meu de vedere aici, profesorul. Și eu am credința că dascălii noștri sunt acei oameni pregătiți care au măsura lucrurilor sau înțeleg măsura lucrurilor. Pentru că nu poți ține un copil nenumărate ore în online, nu poate sta concentrat. Dar în aceeași măsură, dacă timpul este scurt și tu ești un om structurat, poți să-i captezi atenția și interesul încât să înțeleagă esența lecției. Este nevoie de foarte mult exercițiu acasă. Aici, numai părinții sunt cei care pot să îndrume și să-i urmărească. Și noi știm cu toții că părinții și ei, la rândul lor, sunt provocați și lucrează și nu pot sta în fiecare moment din timpul zilei să urmărească dacă acel copil este atent, este concentrat la televizor, îmi venea să spun, la calculator, la laptop, și atent la ce vorbește profesorul. Deci nu știu ce să-ți spun. Este dureros, pe mine mă doare sufletul. Știu că este o variantă. Sunt încrezătoare că lucrurile se vor finaliza în curând și vom putea să mergem din nou la școală, pentru că nimic nu va înlocui interacțiunea copiilor cu profesorul lor. Profesorul lor, cât de bine pregătit este, nu are controlul copiilor, nu-și dă seama cine a înțeles, cine n-a înțeles. Dacă acei copii adresează întrebări în același timp, se realizează microfonia și nu-i mai auzi, nu știi ce să le răspunzi. Dar sunt convinsă că dacă suntem realiști,
Dacă încercăm să luăm ce este bun din asta și să avem niște targeturi noi ca și profesori în a transmite cantitate mică de informație și a încerca să valorificăm aceste momente în a-i provoca pe ei să lucreze independent, în a primi de la ei lucrările și a le discuta noi. Eu cred că o lecție de învățare foarte valoroasă este să discuți cu ei, șeruindu-le și rezolvând sarcina corect, să discuți greșelile și să le rezolvi împreună cu ei. Nu am un răspuns, nu am un răspuns, îmi doream să nu mă întreb. Nu cred în acest învățământ în momentul ăsta pentru că nu suntem pregătiți, nici noi ca și profesori, nici structura, nici materialele didactice nu sunt. Nu este imposibil, se poate realiza o mixtură, să existe și învățământ online și față în față, dar aveam nevoie de timp și de reorganizarea materialului didactic. Dar poate, cu siguranță, sunt profesori care ne ascultă și să țină cont de acest sfat care mi se pare extraordinar de util să se rezume la esență, pentru că, într-adevăr, nu poți să stai chiar cu orele în fața calculatorului și, până la urmă, esența este cea care contează într-o lecție. Că poți să faci multe lucruri, dar esența, un lucru, dacă reușești să-l înveți în acea lecție, eu zic că este suficient, mai ales în condițiile date. Obiectivele lor să fie altele decât cele care au fost până acum. Adică poți să transmiți ceva copilului aceluia, poți să-l înveți lucruri, dar să ai măsură. Eu consider că vom reuși să depășim acest moment și apoi mă gândesc cu mare interes, să știți, la strategii pentru a minimaliza cumva efectele acestei perioade. Pentru că, din punctul meu de vedere, foarte afectați sunt copiii mici. Da, din păcate. Dar să fim pozitivi, și să ne gândim că totul va trece curând. Uite, ne întreabă cineva, în Canada nu a auzit de această informație, de această metodă, de fapt, și Corina, te invit să intri pe site-ul pe care ți l-am atașat, ți l-am pus în comentarii. Mai întreabă cineva, dar e o întrebare retorică, cred că, câți profesori au strategii? Dar aici nu cred că putem să Cei răspundem. care sunt profesori cu adevărat și care fac asta din vocație, să știți că au strategii. Și, în realitate, întreaga pedagogie a timpurilor noastre se bazează pe teoria învățării imediate a lui Feuerstein. Și sunt profesori care au strategii și sunt învățători foarte, foarte valoroși, cum la fel sunt și oameni care poate n-ar trebui să mai stea acolo și ar trebui să lasă loc altora. Și știu sigur că această restructurare va trebui să înceapă din sistem. Sistemul este cel care ar trebui reorganizat și dascălul să fie valorizat, pentru că este o mare, mare responsabilitate să ajungi în fața copiilor și noi, profesorii, suntem cei care punem bazele sănătății mentale a societății și a poporului. Și dacă am fi valorizați pe măsură, absolut instruiți pe măsură, dar într-un mod realist și în modul în care, cu adevărat, să fim testați și evaluați din punct de vedere al abilităților pe care le avem și antrenați ca să putem să dezvoltăm gândirea, inteligența emoțională, academică a copiilor cu care lucrăm. Și o întrebare de final adresase cineva la un moment dat aici pentru studenți. Dacă poți să ne dai câteva indicii despre cum pot învăța în sesiune folosind această metodă, sunt anumite instrumente acolo în care să-i poată ajuta să învețe? Știm că la studenți este foarte multă informație care necesită învățată Da, într-un timp scurt. sunt câteva instrumente, se pot face programe intensive de antrenament cognitiv și vreau să vă spun doar despre organizarea aceea punctelor. Punctele le unim pe pagină după niște modele, ni se dau niște modele. Este o pagină
care arată ca la X și 0, deci o pagină A4 împărțită în cadrane și egale ca dimensiune și în interiorul lor sunt foarte multe puncte pe care trebuie diferite amplasate, pe care trebuie să le unim după un anumit model, să obținem un anumit model. Fiecare cadran din acela este de fapt reprezintă de fapt o altă realitate a vieții. Deci punctele sunt aranjate diferit, figurile acelea se suprapun, sunt întoarse în toate felurile, e foarte complicat să le găsești, dar unirea punctelor de fapt activează ambele emisfere cerebrale. S-au făcut măsurători și s-a măsurat activitatea cerebrală a oamenilor care lucrau cu instrumentul de organizare a punctelor și de fapt, sinapsele se produc mult mai ușor, se creează structuri neuronale noi, deci veți putea învăța mult mai ușor și înțelege lucrurile mult mai ușor, pentru că pur și simplu se antrenează emisferele și lobii creierului, lucruri pe care nu le mai facem întotdeauna în viața noastră de zi cu zi, pentru că ne-am automatizat, ne-am digitalizat și noi, ca ființă umană, realizăm destul de puține lucruri și asta produce un mare dezavantaj. Iar antrenamentul cognitiv este foarte stimulat prin aceste instrumente. Există un loc anume unde pot intra să-și ia aceste informații sau să exerseze? Momentan nu. Poate te Nu. gândești pe viitor să... Pot exersa și pot lucra dacă se uită pe acel site și găsesc un mediator în orașul lor. Nu Super. au voie să, nu avem voie să facem publice instrumentele Cu și nu avem siguranță. voie să le înstrăinăm decât persoanelor care au făcut formare. Dar dacă găsesc în orașul lor, în Brașov sunt foarte mulți și sunt mulți în toată țara, pot participa la astfel de întâlniri. O să le facă Super. mare Deci plăcere. și studenților le recomandăm cu drag să intre acolo pe site, pe firsttime.ro, ai zis, Da. și să descopere în zona lor sau apropiat lor și mă gândesc că pot merge să urmeze astfel de Iar întâlniri. studenții de facultății de psihologie, studenții facultăților de asistență socială, psihopedagogie specială, medicină, chiar ei chiar pot face formare și ulterior să folosească în lucru cu clienții pacienților. Super. Tilia, ce ne mai poți spune cu toate că ne-ai spus atât de multe, multe lucruri importante și noi? Ai zis că nu o să avem ce discuta 2 ore și uite, mai avem 10 minute din cele 2 ore. Da, nu vine să Nici cred. nu știi când a trecut timpul. Eu nu am controlul, sper că mai este cineva cu noi și nu v-am plictisit și sper că am Vor reușit să putea vă. relua oricum informația, vor putea relua, cum îi zice, interviul, voi urca și pe YouTube. Într-adevăr, e foarte multă informație, o pot reasculta sau asculta pe bucăți ca să poată să o asimileze. Așadar, de încheiere, ce ne urezi nouă? Ca și cuvânt de încheiere. O să închei cu un mesaj al profesorului Feuerstein, care ne spune așa: dacă nu ești capabil să vezi punctele tari ale unui copil, atunci lasă-i slăbiciunile în pace. Atunci nu te atinge de slăbiciunile lui. Să aveți încredere în voi, să aveți încredere în copiii voștri. Întotdeauna veți găsi puncte tari, puncte valori sau potențial în cei cu care interacționați, să nu deznădăjduiți, această perioadă va trece și gândiți-vă că veți putea sau aveți ocazia acum să învățați pe copiii dumneavoastră lucruri pe care poate în altă conjunctură nu ați fi avut ocazia să o faceți. Să știți că un copil poate învăța foarte multe lucruri pentru viața lui în interacțiunea pe care o are cu părintele său. Și repet, faceți împreună cu ei lucruri, chiar și cele casnice. Sunt foarte multe de învățat în ceea ce privește gospodărirea, planificarea activităților, gospodărirea activităților și lucrurile acestea casnice, care aparent par nesemnificative, dar aduc o mare contribuție funcționalității indivizilor și omului matur de mai târziu.
Deci valorificați aceste momente și încercați ca învățarea să nu fie neapărat academică sau învățarea unui anumit conținut și încercați să folosiți acest prilej pentru a-i ajuta să devină independenți, să aibă rutină zilnică, să aibă obiceiuri sănătoase pentru viața lor. Super. Uite, chiar spune cineva că finalul a lovit-o așa, adică a fost pătrunzător. Îți mulțumesc pentru prezență, Otilia. E în drum cu drag pe toți cei cu copii, fără copii, nu contează, pe oameni în general, fie ei mai tineri sau mai experimentați, să lucreze la dezvoltarea lor. Doar așa vom reuși să ieșim din orice perioadă, fie ea și o pandemie, din punctul meu de vedere. Absolut. Să ne educăm, să fim sănătoși în gândire, în simțire și, Acum, bineînțeles, să nu uităm să fim oameni. mai mult ca niciodată este nevoie să activăm această funcție cognitivă despre care Feuerstein ne-a vorbit acum 70 de ani, selectarea informațiilor relevante de cele irelevante. Da. Nu mai intrați în panică, nu vă speriați, întâi treceți prin filtrul vostru. Fiți decenți, respectați-vă pe voi și pe ceilalți. Împreună vom depăși acest moment, dar este o mare diferență între a înțelege normele de conduită, de bun simț, de igienă, de regulă socială, fiziologică și a intra în panică, pentru că vă rog să mă credeți, concret, am nenumărate cazuri în care acest virus nu a produs atâta suferință și n-a fost atât de distructiv, cum a fost un atac de panică generat numai de gândul că am acest virus. Pentru a rămâne cu discernământ, este nevoie să selectăm informațiile relevante de cele irelevante. Și asta o facem doar întrebându-ne. Stai puțin, despre ce-i vorba? Dar de ce m-am speriat? Dar de ce mi-e frică? Dar ce simt eu acum? Am un motiv să-mi fie frică? Adresați-vă întrebări și răspundeți-vă la ele și încercați să fiți realiști și raționali. Deci Super. rămâneți umani, iubiți-vă copiii, iubiți-vă pe voi, împreună reușim. Mulțumim, Alexandra, pentru toate evenimentele interesante pe care le Cu tot drag. organizezi. Am văzut că ai adus oameni foarte valoroși și o să te urmăresc cu mare drag. Și îți mulțumesc că te-ai Și gândit noi și pe la tine. mine în Cu drag, această cu seară. siguranță te mai aștept în vizită. Poate data viitoare o să facem unul live într-o încăpere, într-un Da, studio, să Doamne spun așa. ajută, îmi doresc mult. Dar important nu este cum anume, important este ce anume transmitem. Nu contează acum că este fizică, este prin intermediul internetului, important este să facem ceva. Și Îți mulțumesc încă o dată. să nu uităm că toți avem ceva bun în noi și toți avem ceva bun de transmis dacă mintea noastră rămâne în parametri optimi. Așa este. Îți mulțumesc încă o dată Și eu. și le urez tuturor o seară frumoasă. Mulțumesc și eu foarte mult! Cu tot dragul!